Reprezentanții Casei Județene de Pensii Sălaj au anunțat că au primit cea de-a 16-a serie de bilete de tratament din acest an, al cărei sejur va începe la mijlocul lunii octombrie 2015. De la începutul anului, pensionarii și asigurații sistemului public de pensii Sălaj au depus peste 4150 de cereri pentru obținerea unui bilet de tratament balnear într-una din stațiunile din țară, în condițiile în care, până în prezent, Casei Județene de Pensii Sălaj au fost repartizate un număr de 117 bilete de tratament. Datele de plecare în stațiuni sunt 14, 15, 16 și 17 octombrie, în funcție de stațiunea pentru care optează fiecare pensionar. Sejurul asigurat printr-un bilet de tratament eliberat prin casa de pensii este de 16 zile și include atât cazarea și 3 mese pe zi, cât și tratamentul, acesta din urmă asigurat doar pentru 12 zile pentru următoarele stațiuni: 1 mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Felix, Gioagiu, Herculane, Moniasa, Ognașugatag, Olănești, Sovata, Stâna de Vale, Turda și Tușnad. Biletele se pot ridica de la sediul instituției zilnic de luni până joi între orele 8-14, iar vineri între orele 8-13. Data limită pentru ridicarea biletelor de tratament pentru seria a 16-a este 7 octombrie 2015, ora 14. În cazul neridicării biletelor, până la data de 7 octombrie, acestea vor fi redistribuite în funcție de punctaj, începând cu data de 8 octombrie. Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numărul de telefon 0260 622 145, interior 13.